În numele Domnului Iisus, deschidem serviciul din această seară cu imnul 563, O, ce țară minunată! Să ne unim în rugăciune cu o persoană care simte îndemnul Duhului Sfânt. Mulțumim.
pacea Domnului și bine ați venit la biserică. Dumnezeu să primească efortul nostru, prezența noastră aici și sunt sigur că El are binecuvântări pentru fiecare dintre noi. Spunem un bun venit și celor care prin intermediul internetului ne urmăresc sau poate care vreodată vor asculta aceste cuvinte. Dumnezeu să-i binecuvinteze și să se raporteze la acest cuvânt pentru ca Dumnezeu să ne umple viața noastră, pentru că de acest lucru avem nevoie. Dumnezeu ne binecuvintează cu cuvântul Său, care spune Biblia, este un cuvânt ca o sabie, cu două tăișuri, însă omul este cel care alege să se raporteze la acest cuvânt în felul cum dorește el. Unii se raportează la acest cuvânt ascultându-l, împlinindu-l, alții întorc spatele. Stă la dispoziția noastră această capacitate de a alege. Dumnezeu ne-a încredințat această capacitate și putem să facem ce vrem. Am întrebat acum vreo două luni când am știut că voi vorbi în această seară. M-am întrebat dacă ar fi ultima predică, cum aș raporta la cuvântul lui Dumnezeu? Cum aș spune, cum aș pregăti? De fapt, aceasta ar trebui să fie preocuparea tuturor celor care vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu. Să spui ca și cum ar fi pentru ultima oară. Dar acum vă întreb și pe dumneavoastră, dacă aceasta ar fi ultima predică, ultimul cuvânt din partea lui Dumnezeu, cum v-ați raporta la el? Să știi că ăsta e ultimul cuvânt din partea lui Dumnezeu. L-ai asculta, l-ai aplica. În această seară aș vrea să vorbesc despre un subiect care ține topul în România de vreo 3 săptămâni. Un cuvânt este vehiculat, este rostit obsesiv. Și acesta este alegeri. Da? E, despre alegeri vreau să vorbim în această seară. Haideți să deschidem Biblia în Geneza, capitolul 13, începând de la versetul 2, vom citi în continuare. Eu o să-l citesc de pe foițe, că ochelarii mei sunt acasă. Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. Din țara de la miază zi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte. Și acolo Avram a chemat numele Domnului. Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi. Și ținutul acela nu încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari, încât nu puteau să locuiască împreună. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Cananiții și fereziții locuiau atunci în țară. Avram a zis lui Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine, între păzitorii mei și păzitorii tăi, că suntem frați. Oare nu-i toată țara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine. Dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, până la Țoar, era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Ne vom opri deocamdată aici cu textele.
Viața noastră este o sumă de alegeri urmată apoi de trăirea propriu-zisă a ceea ce ți-ai ales. În România este un proverb: cum îți așterni, așa dormi. Deci cum alegi, așa vei trăi în continuare. Din această perspectivă a alegerii, cum alegi, așa îți trăiești viața, aș vrea să privim asupra acestui personaj deosebit în seara aceasta, asupra lui Lot. Oare cum ar arăta Lot dacă ar trăi azi printre noi? Averea lui de atunci raportată la economia de astăzi, s-ar părea că Lot ar avea un domeniu mare, cu o vilă, și zic eu vilă, poate mai multe. Probabil ar avea cele mai scumpe mașini. Bine văzut, ar merge la școală cu șofer, cu limuzina. Te-ai uitat la el așa cum spune psalmistul Asaf, cred că. Te-ai uitat la el cu jind, așa, și ai spune: a, dacă aș fi ca el, aș fi realizat, auzi, să nu ai tu grija zilei de mâine. Să nu-ți mai pese dacă copiii tăi o vor duce bine sau vor avea de muncă, pentru că știi că toate sunt asigurate, poate și pentru generația următoare a nepoților. Nu știu dacă e rău sau e bine să ai multă bogăție. Nu vreau să vorbesc despre asta. Dar vreau să atrag atenția că există un risc în acest lucru. Riscul de a te preocupa așa de mult de lucrurile materiale, încât partea spirituală să descrească până acolo când, asemenea acestui personaj, să-ți pierzi credința, să-ți pierzi familia și chiar să-ți pierzi tot ce e agonisit cu mâinile astea două. Lot. Cine-i Lot ăsta? Lot. Îl găsim pe paginile Bibliei călătorind împreună cu Abram spre țara Canaanului. Acest om călătorea cu Abram, dar nu era ca Abram. Călătorea împreună cu un sfânt, dar el nu prea era un sfânt. El nu avea viața pe care o avea Abram. Nu știu de ce Abram a ales să-l primească, să-l ia pe Lot în această călătorie spre țara promisă. Nu știu care au fost motivațiile. Dar Abraham putea să spună. Abraham putea să spună așa: Domnul pe mine m-a chemat să ies. Domnul nu mi-a spus să le iau și pe Lot. Dumnezeu i-a spus lui Terah. Asta e istoria mai veche. Dumnezeu i-a spus. Terah a ieșit cu fiii lui, cu Abraham și cu Lot, cu nepoții lui, până în Haran. Dar din Haran, atunci când era în Haran, Dumnezeu i-a vorbit lui Abraham și i-a spus așa, urmăriți Geneza 12 cu 1. Dumnezeu i-a spus, e precis lui Abraham, ieși din țara ta, din casa ta, din rudenia ta. Vedeți? Dumnezeu mi-a spus să ies din rudenia mea, de ce să-l iau pe Lot? Ar fi putut spune așa, dar mă gândesc că Abraham s-a gândit, măi, e nepotul meu. Dacă Dumnezeu mi-a promis mie o țară, de ce să nu aibă și el parte, îl las să vină cu mine? Dumneavoastră v-a chemat Dumnezeu să veniți în poporul lui și când te gândești la familia ta, la rudele tale, la nepoții tăi, n-ai vrea să fie cu tine? Mă gândesc că la fel gândea și Abraham. Să beneficieze și el de țara promisă. De ce să fiu doar eu? Abraham avea o legătură strânsă cu Dumnezeu. Și asta vedem din faptul că ori de câte ori își așeza corturile, ei mergeau spre țara Canaanului. Și ori de câte ori își așezau corturile, găsim scris ceva despre Abraham. Și că înălța un altar
lui Dumnezeu. Ori de câte ori se oprea, înălța un altar lui Dumnezeu. Despre Lot nu se spune că ar fi ridicat vreun altar. Și asta e un paradox. Și asta e problema tinerilor de astăzi. S-ar putea ca părinții tăi să fie pocăiți. S-ar putea ca să fie slujbași în biserică. Și mă refer mai mult tinerilor, chiar dacă nu sunt aici, probabil ne ascultă mulți dintre ei. Și ai putea spune, vezi, sunt și eu cineva, mama este în comitet, tata este și el ceva, vezi, deci nu sunt oricine, și dacă ei sunt cineva în biserică, trebuie să fac și eu ceva. Păi dacă ei fac altare, trebuie să fiu și eu obligatoriu să fac și eu altare. Când Abraham ridica altare, se uita Lot și spunea, un unchi de nota 11. Vezi? Uite așa, unchi mi-ar trebui mie. Și poate că se gândea el, păi dacă face unchiul meu, ar trebui să fac și eu altare? Dacă mama ta se roagă, dacă tatăl tău studiază, de ce să mai pui și tu mâna pe Biblie, te întrebi? Dacă unii vin vineri seara la biserică, trebuie să fiu și eu acolo, cu înguștii, probabil ați auzit așa, cu puțin fanaticii, nu vezi că majoritatea rămâne acasă? Nu mai bine stau și mă odihnesc, eventual cu telecomanda în mână sau cu telefonul, mai stau pe Facebook să văd în ce poziție mai stau unii și ceilalți. E greu de citit și după o săptămână de muncă te dor ochii. Nu mai bine butonez ceva? De fapt, asta era gândirea lui Lot. Dacă părinții mei, dacă unchiul meu este cu Dumnezeu, trebuie să fiu și eu? Dacă lui Abraham i s-a promis țara pe care ea urma să intre, promisă de Dumnezeu, păi automat voi fi și eu acolo pentru că eu sunt din familia lui? Pentru că eu călătoresc cu el? Dacă părinții mei sunt în biserică, ce rost are să vin și eu? Voi fi automat acolo? E bine să știți că nu e chiar așa. Dacă urmărim istoria acestor doi oameni, vedem că finalul este altceva, este altfel. Lot n-a avut parte de Canaan. V-am mai povestit într-o seară, într-o zi, Pavel îl întâlnește pe Dima. Îi spune, Dima, ce faci azi? Ce faci mâine? Nimic. Pe Facebook. Nu vrei să vii cu mine în lucrare, în misiune? Ba da. Dima alege să-l slujească pe Pavel, să slujească pe Dumnezeu. Și merge împreună cu Pavel și îl găsim printre cărțile lui Pavel când și el se arătă lui Pavel și trimite sănătate și vorbe bune fraților. Mă gândesc cum s-o fi simțit Dima. Auzi, să mergi lângă cel mai mare evanghelist. Să știi că mergi în lucrare cu baza, cu omul de bază din întreaga lume. Probabil se simțea mândru și se uita la, vedeți, eu merg în lucrare cu Pavel. Vedeți, am un sfânt lângă mine. Deci automat sunt și eu cu el, sunt văzut la fel de bine ca el. Poate că în viața ta a fost un timp când aveai bucuria aceea lui Dima. Că vii la biserică, că ești vineri seara aici, că ești de dimineață în sabat. Îți plăcea probabil să trăiești lângă frații tăi din biserică. Să fii alături de ei, să simțea legătura aceea frățească. Poate că îți plăcea să activezi în programele bisericii. Să fii un slujbaș în biserică. Poate că atunci când te rugai se mai vedeau încă lacrimi în ochii tăi.
acum lipsesc. Ce faci acum? Întrebarea e, ce faci acum? Pentru că mai târziu îl găsim pe Pavel și scrie Dima, a doua Timotei 4:10. Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, ce faci acum pentru, din dragoste pentru lumea de acum, nu mai vine la biserică. M-a părăsit. A plecat în Tesalonic. Nu știu de ce Dima l-a părăsit pe Pavel. Nu știu ce era în Tesalonic. Cum nu știu nici de ce nu sunt foarte mulți în această seară la biserică. Poate că în Tesalonic era un meci. Ca în seara asta, am impresia. Poate că era un film nou, poate că era un joc nou pe calculator. Nu știu ce era. Dar este sigur faptul că Pavel a scris Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Tu, ce motive ai? Probabil că motivațiile sunt diverse, unele obiective, altele subiective. Cert este faptul că scaunele goale se mulțesc. Nu știu cum, dar se mulțesc. Dacă inviți pe cineva din aceștia care s-au obișnuit să nu mai vină vineri seară, sâmbătă dimineață la biserică și îl inviți la biserică, te va întreba. Dar vine cineva, avem musafiri, dar ce este? Dar cine ține predica? Se dă ceva gratis? Știu pe cineva în Biblie cu gândul ăsta. Se dă ceva? O masă ceva? Niște haine ceva? Un om care, la fel ca cei amintiți mai sus, trăia în umbra unui sfânt, al lui Elisei. Într-o zi, vine un om mare la biserică, în Israel. Vine un om mare. Și Gehazi, parcă îl văd așa cu o sclipire în ochi. Sigur îmi iese ceva, că ăsta e un om mare. De data asta, îmi iese ceva. Și a ieșit. Niște bani de buzunar, sau poate mai mult, niște costume de firmă, i-a ieșit. Doar că pe lângă costumele de firmă, ca un bonus, așa, a doua împărat 5:27, vedeți ce bonus a primit Gehazi. Gehazi ar fi trebuit să-L reprezinte pe Dumnezeu în fața lumii. Nu doar în fața bisericii, în fața lumii. Și n-a făcut-o. Ați găsit a doua împărat 5:27. Noi ar trebui să reprezentăm pe Dumnezeu în fața lumii. Ce ar zice cineva care ar veni în vizită aici, nu știu din ce țară, și ar vedea scaunele goale? Păi, nu e nimic interesant. Dacă ei nu vin, poți fi membru al bisericii și să fii pierdut. Pentru că misiunea ta este să reprezinți pe Dumnezeu în fața lumii. Și dacă nu ești aici, să o faci. Suntem martorii lui Dumnezeu înaintea lumii și înaintea universului. Dar dacă nu ești aici, să fii martor. Poți deține tot adevărul. Mă gândesc că Biblia undeva scrie așa, dacă ar fi Noe, Daniel și Iov, și aș vrea să parafrazez pentru că nu știu textul, chiar dacă l-ai avea de tată pe Daniel, chiar dacă tatăl tău ar fi Noe și dacă tatăl tău ar fi Iov, Dumnezeu nu te va mântui din cauza a ce a făcut tatăl tău, ci se va uita la tine. Tu trebuie să fii cel pocăit. Gândiți-vă la fiul lui Eli. El era marele preot pe atunci. Și găsim pe fiii lui care nu călcau pe urmele tatălui lor. Unde au ajuns? Au murit
ca niște păgâni într-o luptă. Ba chiar e menționat acolo că și chivotul lui Dumnezeu a fost luat și cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas au căzut în luptă și au murit. Și apoi a murit și tatăl lor de durerea pierderii fiilor lor. Așa se ajunge atunci când te depărtezi de altarele lui Dumnezeu. Dacă astăzi trăiești ca un sfânt, vei avea soarta unui sfânt. Mi-aduc aminte de Balaam. Spune: Doamne, fă-mi parte de moartea celor neprihăniți. Păi dacă vrei să ai parte de moartea celor neprihăniți, trăiește ca un sfânt viața și vei avea parte de moartea celor neprihăniți și de viața veșnică. Să revenim la Abraham și la Lot. Geneza, capitolul 13, versetul 10. Abraham l-a chemat pe Lot și i-a spus: alege, dacă tu mergi la stânga, eu voi merge la dreapta. Dacă tu mergi la dreapta, merg eu la stânga. Versetul 10 spune: Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Ca o grădină a Domnului, ca grădina Raiului. Ce vă spune acest lucru? Lot și-a ridicat ochii și a văzut. Și apoi a ales. Acești oameni care sunt într-un declin spiritual, vedem că pun bazele mai mult pe ceea ce văd. Am văzut, mi-a plăcut și am ales. Oamenii aceștia aleg prin vedere. Ia gândiți-vă, nu avea Abraham tot dreptul să aleagă? Păi măi băiete, eu te-am luat din casa tatălui tău. Dacă tu ai oi, boi, cămile, ce mai ai tu, sunt datorită mie. Dacă n-ai știut să-ți strunești bine slujitorii și să ai scat ceartă între ei, apoi eu drumul meu, uite-i pe aici, tu caută-ți de drum. Trebuie să ne despărțim. Eu am o țintă, Dumnezeu m-a chemat undeva. Tu găsește-ți un drum. Dar Abraham n-a făcut așa. Pentru că sfinții nu fac așa. Abraham i-a spus: alege tu și dacă tu alegi într-o parte, eu rămân cu restul, cu ce rămâne. Și atunci văd acea clipire în ochii lui Lot. Parcă era o confruntare înainte de alegeri. Și a prins momentul. Șansa vieții. Auzi, m-a lăsat Abraham să aleg. Păi nu ratez. Acum l-am prins. Apoi, unchiule, o să-ți arăt eu ce cap de antreprenor sunt, ce manager bun sunt. Acum am prins ocazia. Și a ridicat ochii, a văzut toată câmpia că era bine udată și asta îi trebuiau turmelor să fie o câmpie bine udată cu multă iarbă. Acum am pus mâna, am prins șansa care se ivește, eu știu, odată în viață. Nu știu dacă mai prind altă șansă, așa că trebuie să speculez slăbiciunea lui Abraham și pun mâna. Eu nu voi rata. Spune Abrahame, m-am scos. Vă povesteam într-o seară de șansa vieții unui om. Vine Samson într-o seară la taică-su, tată, mamă, șansa vieții, nu ratez, măsor, pregătiți-vă. Cea mai tare, auzi, am găsit o fată extraordinară, mamă, dar cum arată, wow. Măi, dar e la școala de sabat ceva? Hai, tată, să mă pați. Dar e, cântă la cor? Hai, mă, nu mă lua cu din ăstea. E de la filisteni, dar știi cum? N-am găsit, e unică, e singura pe pământ. Nu mai este alta. Nu pot rata acest lucru. Vă aduceți aminte că de Samson se vorbește la începutul cărții că Duhul Domnului îl mișca între
Țoreia și Eștaol. Auzi, un om care a fost purtat, care a fost condus, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, de Duhul Sfânt. Ca urmare a alegerii lui, îl mai găsim între Țoreia și Eștaol, mutilat, cu ochii scoși și între patru scânduri. Păi omul ăsta n-ar fi trebuit să ajungă așa. Dar pentru că a ales și s-a ținut de alegerea lui, ajunge în acest fel. E un final sfârșitor care ar rupe inima oricărui părinte de copil. Dacă ai fi mama lui, a lui Samson, sau tata lui Samson, nu te-ai rugat, Doamne, dar adu un înger în fața lui, cum i-ai adus înaintea lui Balaam, să-i bareze drumul, să-l oprească. Poate că s-au rugat, dar Dumnezeu n-a ascultat rugăciunea. De ce? Pentru că Dumnezeu respectă alegerea lui. Pentru că era major. Poate că părinții aleg când sunt copiii mici. Dar odată ajungi majori, copiii își iau soarta în mâini, aleg singuri și Dumnezeu nu se amestecă în alegerea pe care ai făcut-o. El nu va trimite îngerul să te oprească. Dacă vrei să furi, furi. Dacă vrei să vii la biserică vineri seară, vii. Dacă nu, nu. Păi nu te aștepta să, eu știu, să-ți explodeze telefonul când butonezi în timpul predicii. Sau, eu știu, televizorul să bubuie când tu în sabat schimbi canalele. Nu te aștepta ca Dumnezeu să trimită îngerul și să te lovească în coapsă. Să, eu știu ce se întâmple, să te bată. Pentru că e alegerea ta. Pentru că Dumnezeu ți-a scris în Biblie ce trebuie să faci și ce nu trebuie să faci. Și există undeva un text care spune așa: nu fă așa cum au unii obicei. Pentru că va veni vremea când vei suporta consecințele, pentru că ai ales, vei merge ca urmare a alegerii tale pe acel drum. Iar consecințele acestea nu doar că te afectează pe tine care alegi, ci afectează și pe cei din jurul tău. Dacă tu alegi greșit, obligatoriu influența ta îi va atinge pe ceilalți. Vă aduceți aminte de Acan? Ca urmare a alegerii lui, cine a avut de suportat? El, casa lui și poporul n-a mai avut biruință. Deci vedeți cum merge alegerea, consecința alegerii. Te afectează pe tine, îi afectează pe cei dragi din jurul tău și afectează biserica lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu în întregime. Și te mai gândești, de ce nu merge biserica bine? Datorită păcatului meu, datorită păcatului tău, datorită faptului că tu ești acasă și nu ești aici. Și încet, încet vedem declin. Dacă 6 zile ne-am încălzit în jurul altarului de dimineață și de seară, ne-am încălzit cu focul Duhului Sfânt, credeți că sâmbătă ar fi altfel aici? Cu siguranță. Nu pot să vă propun un experiment. Luați un lemn ud și încercați să-l aprindeți cu bricheta, cu ce vreți dumneavoastră. E foarte greu să-l aprinzi. Prin absurd dacă poți să-l aprinzi. Dar dacă le aduni împreună și le mai și încălzești, imediat să aprind. Aplicați asta la noi, la oameni, la tine și la mine. Dacă ne adunăm aici, altfel ne aprindem. Altfel Dumnezeu lucrează cu noi. Dacă copiii noștri ar adormi seara cu povestirile din Biblie în minte și nu cu telecomanda sau cu telefonul în mână, cum ar fi la biserică?
ar fi altfel? Și acum vorbesc și cu cei mai mari, care sunt cu telefonul în mână. Dacă o săptămână joci jocuri cu împușcături și omori oameni, virtual, crezi că mai ai răbdare la predică? Crezi că mai poți să stai atent și să nu... V-ați întrebat vreodată cum va fi credința peste câțiva ani când copiii noștri nu mai sunt la biserică astăzi, nu mai citesc, că e greu, nu mai studiază, cum va fi credința peste un an, doi, trei, cinci? Poate că tu care ești mamă, ești tată, te bucuri de confortul de a sta acasă, să te odihnești după o săptămână de muncă, o odihnă bine meritată? Cum te vei simți peste ani când copilul tău nu te mai ascultă, când copilul tău nu-i mai place la biserică, când copilul tău, chiar dacă l-aduci la biserică, stă la poartă și știi că alegerea asta a lui nu-l duce la bine, ci îl duce la pierzare și veșnică? Geneza 13 cu 12. Abraham a locuit în țara Canaan, iar Lot în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Observați? Poate că i-a spus lui Abraham că era textul care îi explica că oamenii din Sodoma erau afară din cale de păcătoși. Și poate că Abraham i-a spus: Lot, ai grijă, oamenii ăia sunt păcătoși. Păi dar știu, Lot. Știu, eu niciodată nu voi intra în Sodoma. Copiii mei nu au ce căuta acolo, nu vor merge. Eu voi merge până la, spunea textul, până la atât. Atât, nici un pas mai încolo. Atât, până la Sodoma. Vi se pare de actualitate? Hai frate, eu chiar dacă vin mai rar la adunare, dar eu niciodată nu mă las de credință, nu mă las de Domnul Iisus. Chiar dacă, na, mai lipsesc. Copiii mei niciodată nu vor merge în lume. Ai, poate că nu vin, dar așa des, dar măcar vin, nu ca alții. Vin o oră acolo, pe seamă. Fac compromisul ăsta, dar nu mă las de Dumnezeu. Doar că, dacă dați doar câteva pagini mai departe în Biblie, de unde îi scot îngerii pe Lot? De până la, de lângă, nu, din Sodoma. Unde erau copiii lui Lot? Acolo erau, în Sodoma. Nu poți să te depărtezi de altarele Domnului. Nu poți să te depărtezi de biserica Domnului și să nu intre mizeriile lumii acesteia în viața ta și în viața copiilor tăi, în inima lor. Uitați-vă că despre Lot se spune, fiindcă Lot zăbovea. Vin îngerii și spun: Lot, afară! Distrugerea este iminentă. Va cădea foc și pucioasă de la Dumnezeu. Ieși afară! Repede! Și Lot zăbovea. Ce vă spune lucrul ăsta? Chiar dacă îngerii i-au scos de mână, așa, mai mult trași de mână, împotriva poate a voinței lor, pentru că ei zăboveau, ei au rămas cu Sodoma în inimă. Chiar dacă au ieșit fizic de acolo, dar Sodoma le-a rămas în mână. Și te mai gândești, de ce trebuie să fac altar dimineața? De ce trebuie să fac altar seara? De ce trebuie să vin cu copiii în fiecare ocazie la biserică? Pentru ca Sodoma să nu intre în inima lor. Pentru ca să nu se obișnuiască așa de mult cu Sodoma încât să nu se mai poată dezlipi de ea. Biblia spune, acolo unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Dacă comoara noastră ar fi Dumnezeu, ar mai fi scaune libere? N-ar mai. Nu știu dacă Lot știa, dar
a fost salvat nu datorită lui, nu datorită neprihănirii lui, ci datorită lui Abraham. Uitați-vă la Abraham. Abraham își permite să negocieze cu Dumnezeu așa cum ai negocia cu un prieten apropiat. Parcă împart acolo, Doamne, 50, 40, 30, 20, 10. Vedeți cum își permite Abraham, pentru că la drept vorbind, Abraham era prietenul lui Dumnezeu. Pentru că el avea o legătură strânsă, o relație cu Dumnezeu. Și negociază. Și m-am gândit, oare de ce a ajuns Abraham până la 10 și n-a ajuns până la 20 sau doar sau până la 5? Mă gândesc că Abraham s-a gândit așa, Lot, nevasta lui Lot, două fete măritate cu ginerii, două fete necăsătorite, poate și ele cu prieteni între timp, ar fi undeva la 10 persoane. Și negocia, parcă îl văd pe Abraham negociind cu Dumnezeu. Doamne, e nepotul meu. Eu știu că tu vrei să nimicești, că sunt oameni răi, dar poate că ei sunt pocăiți. Te lasă inima, Doamne, caracterul tău, te lasă să-i omori împreună cu sodomiții. Și Dumnezeu îi asigură. Nu, nici vorbă, nici vorbă. Nu, nu voi nimici cetatea din pricina lor. Ce bine e să ai un sfânt prieten sau un sfânt apropiat sau un sfânt în familie. Mai ai o șansă. Negociază el pentru tine. Mijlocește el pentru tine. Ce bine e să ai un sfânt lângă tine. Dar îndemnul pe care vă l-aș da în seara aceasta, n-ai vrea să fii tu un sfânt pentru familia ta? Să mijlocești tu pentru vecinul tău, pentru nepotul tău? N-ai vrea ca ei să găsească în tine omul care să negocieze cu Dumnezeu viața ta? Abraham nu s-a legat de lucrurile materiale cum s-a legat Lot. El era într-o legătură cu Dumnezeu. Chiar dacă din punct de vedere material Abraham a rămas aproape cu nimic, cu munții, pe munți nu găsești iarbă, pietre, e greu să îți duci existența cu o avere așa mare pe munți. Dar Dumnezeu a văzut acest lucru și a zis: Abrahame, tu m-ai pus pe mine pe primul loc. Eu nu voi sta cu mâinile, sunt eu, voi coborâ la tine și te voi mângâia. Și parcă îl văd pe Abraham, cum negocia el de obicei cu Dumnezeu și îi spune: Doamne, păi Lot a ales toată câmpia, tot belșugul, aici m-ai chemat tu, asta e țara promisă. Și el și-a ales tot, Doamne, eu am rămas doar cu munții. Ce mă fac acum? Ce mă fac? Am rămas cu munții. Și Dumnezeu, uitați-vă cum îi spune Dumnezeu lui Abraham: Abrahame, ridică-ți ochii. Am mai citit un text unde spune așa: Lot și-a ridicat ochii și a văzut. A fost un timp, îi spune Dumnezeu lui Abraham, a fost un timp când Lot și-a ridicat ochii și-a ales. Dar acum ridică-ți tu ochii. Acum este rândul tău. Ridică-ți ochii, Abrahame. Abrahame, tu ai rămas cu cerul. Ridică-ți ochii și uită-te. Uită-te în dreapta, uită-te în stânga, uită-te peste tot. Pentru că m-ai ales pe mine, toată țara asta pe care o vezi, o dau ție. Și uită-te la cer. Sămânța ta va fi castelele cerului. Abraham a rămas cu cerul. Cei care au ales prin vedere au rămas cu pământul, dar Abraham și-a ales cerul. Și vedeți mai departe. Pentru că Abraham n-a ales confortul, n-a ales lucrurile materiale. Îi spune Dumnezeu: ridică-ți ochii. Puneți, vă rog, textul din Geneza 15:1, unde Dumnezeu îi spune așa: Abrahame, nu te teme! Nu te teme că ai rămas cu puțin! Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Tu ai rămas cu mine. Și dacă ai rămas cu mine, ai totul. Nu poți să-L ai pe Dumnezeu și să-ți lipsească ceva. Dacă ai pe Dumnezeu, ai totul.
În această seară avem alegeri. Acum este șansa vieții tale. Poate nu va mai fi alta. Primiți-o ca și când ar fi ultima șansă. Alegeți în această seară. Ce alegi? Alegi prin vedere sau alegi prin credință pe Dumnezeu? Atunci când faci alegerea, ai în vedere și familia ta? Înainte să alegi, gândește-te la familia ta și ia în vedere exemplul lui Lot. Încet, încet s-a depărtat de altarele lui Dumnezeu și el n-a mai clădit alt altar. Care a fost consecința? Și-a pierdut familia. Mă gândesc la Lot. Poate a fost o vreme în familia lui, și mă îndrept spre încheiere, poate a fost o vreme în familia lui când fetele lui a spus: tată, ai dat lovitura. Ai dat lovitura, ai ales cum trebuie. Poate că soția lui a spus: așa bărbat îmi trebuie mie. Vezi? Am ales bine. Pentru că ai prins momentul, ai speculat ocazia, ai ales ce-i mai bine. Și probabil îl felicitau. Așa un tată. Da, așa un tată. Ai fost inteligent, ai prins șansa vieții. Dacă alegeai ca Abraham, ce ne făceam tată? Poate că problemele de astăzi ne copleșesc. Pentru că muncim foarte mult să ne asigurăm un confort. Și asta ne răpește toată bucuria, toată vlaga, toată puterea de a mai veni la biserică. Și rămânem acasă, că asta e, am muncit mult o săptămână. Dar vă spun ceva, confortul odată instalat nu te va face să fii mai zelos, să vii mai des la biserică? Pentru că deja când vei avea confortul, vei spune: ba, mai bine stau acasă, mai bine mă uit la televizor, mai bine mă uit pe net. Confortul îți va spune: omule, acum ai muncit o viață, acum stai și tu și relaxează-te, ai timp să mergi la biserică, mergi mâine, mergi la 11, stai liniștit. Și așa e plictiseală la biserică. Mai vorbește unul, mai vorbește celălalt. E suficient o oră la săptămână, la 7 zile. Stai liniștit. Nu știu ce vă doriți de la viață. Dar Dumnezeu în această seară îți spune și ție care te uiți pe net și nouă care ne suntem aici: alege. Nu știu ce vă doriți de la copiii dumneavoastră, care să fie parcursul vieții lor. Dar Dumnezeu în această seară îți spune: alege și alege bine pentru familia ta și pentru copiii mei. Ridică-ți ochii spre cer, pentru că dacă l-ai pe Dumnezeu, ai totul. Dacă copiii tăi vor fi pocăiți și îl vor avea pe Dumnezeu, vor avea totul, vor avea și succes în viață, pentru că dacă vom căuta pe Dumnezeu și împărăția Lui, celelalte lucruri sunt bonus. În schimb, dacă vom căuta lucrurile materiale, ați văzut bonusul care este la Gehazi. Poate că ești pe drumul care coboară spre Sodoma. Sau poate ești deja acolo. Te rog, nu te uita la prosperitate, nu te uita la confort. Cineva spunea: confortul dăunează grav pocăinței, ca să fie în ton cu reclamele. Ieși din Sodoma și ieși repede. Cineva m-a întâmpinat la ușă cu un slogan: vine Domnul Iisus și vine repede. Dacă cumva ești în Sodoma sau pe drumul care merge într-acolo, întoarce-te, ieși repede din Sodoma, pentru că Dumnezeu nu vrea să ai soarta sodomiților, nu vrea să ai parte de moartea celor răi. Mai bine sărac decât sodomit. Mai bine să-L alegi pe Dumnezeu și să ai țara promisă. Pentru că Dumnezeu ne-a pregătit o cetate. Dumnezeu ne-a pregătit un locaș. Așa ne-a promis Domnul Iisus: mă duc să vă pregătesc un locaș.
în ceruri. Gândiți-vă dumneavoastră, aici lucrezi o viață, să-ți faci o casă. După ce ți-ai făcut-o, muncești pe rupte ca să ai cele trebuincioase, cele trebuincioase în casă. Te trezești de dimineață și te culci seara târziu doar ca să ai un viitor pregătit pentru tine, un confort și pentru copiii tăi. Dar pentru casa din cer, faci ceva pentru casa din cer? Pentru veșnicia familiei tale faci ceva? Dumnezeu te îndeamnă să faci o alegere în această seară și El va respecta alegerea ta. Dar înainte de a face alegerea, uitați-vă la acești doi oameni și la rezultatele alegerii lor. Și cu asta voi încheia. Într-o zi, Abraham coboară de pe munte cu Isaac de mână și îl duce la mama lui. În timp ce Lot nu poate măcar să-și privească în ochi nevasta care se transformă în sare. Nici măcar atât n-a putut. Și mai târziu, parcă este condamnat să-și vadă urmașii din incest cum se dezvoltă în două popoare care sunt vrăjmașii lui Dumnezeu, moabiții și amoniții. Chiar Domnul Iisus îl amintește pe Lot când vorbește despre distrugerea finală de la sfârșitul lumii. Luca 17, nu știu dacă mai avem timp să citim textele, când este descris distrugerea pământului cu foc și pucioasă și n-au știut nimic, spune acolo. Despre Abraham însă, Biblia vorbește la fiecare pas. Și chiar spre viitor, chiar Domnul Iisus spune undeva că vor veni mulți de la răsărit și de la apus. Dați vă rog textul din Matei 8:11. Matei 8:11. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Abraham, Isaac și Iacov în împărăția cerului. Nu spune că vor sta la masă cu Abraham, Isaac și Lot, dar cu Abraham sigur va sta la masă. Și uitați-vă cum spune acolo, vor veni mulți, vor veni, este la timpul viitor, vor veni. Și cu textele cu care voi încheia sunt din Evrei 11:13. Când se vorbește despre Abraham și spune așa, oamenii aceștia n-au primit ce le-a fost făgăduit, ci le-au văzut de departe și le-au urat de bine, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Și dați vă rog versetul 40, ca să vedem de ce. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să ne ajungă ei la desăvârșire fără noi. Vedeți, Dumnezeu se gândește și la tine și la mine, ne are în vedere și pe mine și pe tine, să ne ajungă ei fără noi, să vin și noi odată cu ei acolo. Dumnezeu se uită la tine, te are pe tine în gând, te iubește și te cunoaște și te așteaptă. De aceea, ridică-ți ochii spre cer și alege. Alege cerul. Alege veșnicia. Alege-L pe Dumnezeu. Amin. Spre slava lui Dumnezeu să visăm la țara care ne așteaptă, despre care am cântat la început. Vom încheia cu imnul 553. Există o țară a lui Hristos spre care ne îndreptăm.
de creță de rugăciune. Mulțumim Tatăl nostru că ne-a dat posibilitatea să alegem. Mulțumim. Te rugăm să ne inspiri. Amin. Și să ne atragi la tine și să ne cucerești cu dragostea ta ca să te alegem pe tine. Amin. În fiecare zi. Amin. Îți deschidem sufletele și îți pretăm inimile. Pentru că știm că nu este nimeni în univers care să ne iubească așa de mult ca tine. Da. Îți mulțumim pentru cuvântul din această seară și te rugăm să ne binecuvintezi. Amin. La plecare spre casele noastre, cu cine ai pregătit cu acest locat? Amin. Mărește-ne credința, mărește-ne dragostea și ajută-ne Dumnezeul nostru ca totdeauna tu să fii pe primul loc în viața noastră. Amin. Și ajută-ne să auzim și noi glasul tău și să privim în sus. Amin. Nu în ținuturile Sodomei. Să privim în sus, la casa de sus, acolo de Dumnezeu. Acolo unde nu prin trudă obținem, ci prin credință, locuințele venim de Tine. Te lăudăm și te preamărim și îți mulțumim și credem că ne-ai ascultat și ne-ai răspuns prin Domnul Hristos și în meritele sale. Amin. Amin.